Pentru multă lume care respectă tradițiile în această perioadă a postului Paștelui, mai exact sâmbătă, s-a consumat pește. Însă consumatorii se mai uită și la bani înainte de a ieși la piață, iar de multe ori se întâmplă să cumpere produse care nu sunt tocmai în regulă, iar condițiile de comercializare lasă de dorit. Astfel, jandarmii care patrulau sâmbătă în municipiul Mangalia au depistat două persoane, în vârstă de 39 și 44 de ani, care intenționau să vândă trecătorilor pește fără autorizație. Cum nu au putut justifica nici proveniența peștelui, oamenii legii au întocmit procese verbale de sesizare care au fost înaintate poliției Mangalia în vederea continuării cercetărilor, marfa fiind predată unei societăți comerciale specializate. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu achiziționeze pește, icre ori produs din pește ce nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare și să sesizeze autoritățile atunci când observă astfel de fapte.